În iulie 2010, un accident nedorit de nimeni scoate la suprafață un fapt ascuns opiniei publice, și anume faptul că armata israeliană executa misiuni de zbor în munții Bucegi, în cadrul unor misiuni de antrenament, cum spun ei, în condiții de zbor asemănătoare înălțimilor Golan, după cum spuneau oficialitățile la vremea aceea, pentru a da răspuns unor întrebări normale. La data de 26 iulie 2010, un elicopter israelian al serviciului secret Mossad se prăbușește în masivul Bucegi, izbindu-se de colții țapului de pe vârful Gulțan, la 2246 de metri. Elicopterul prăbușit de tipul CH-53 participa cel mai probabil la exercițiul comun aerian româno-israelian Blue Sky 2010, au declarat surse militare în acea vreme. Astăzi vreau să vă citesc un lucru care circulă pe internet și pe care nimeni nu vrea să și-l asume și să-l semneze. Mai exact, sub protecția anonimatului, mărturia senzațională a unui general din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei despre acest incident paranormal. Iată ce scrie acesta. 2 ani de zile m-am rugat de o grămadă de oameni, mă refer la ofițeri superiori din cadrul serviciilor noastre secrete, să-mi spună ce s-a întâmplat în realitate în anul 2010. Elicopterul israelian prăbușit în munții Bucegi. Nimeni nu vroia să scoată niciun sunet și era un subiect tabu. Într-un final, în vara anului 2013, aflat tot în zona Bucegi, am stabilit o întâlnire cu unul dintre generalii din cadrul DGIA. Întâlnirea a durat cam 3 ore și amândoi am urcat foarte sus pe munte, fără telefoane mobile la noi, de teamă să nu ne intercepteze cineva. În fața bunului Dumnezeu mă leg cu jurământ că nu am adăugat nimic de la mine. Nu am modificat niciun cuvânt și vă spun ce mi s-a povestit timp de aproape 3 ore. Noi am fost anunțați de misiunea lor în țara noastră în urmă cu 3 săptămâni de zile. Și în primă instanță au spus că exercițiile militare se vor desfășura în zona Eforie, pentru că litoralul nostru seamănă foarte mult cu al lor și zona de unde atacă fâșia Gaza și Libanul. Cu 3 zile înainte de misiune am fost anunțați că s-a anulat misiunea Albastră și vor merge către o zonă muntoasă din România, pentru a simula un atac de la înălțimile Golanului. În dimineața zilei respective am fost la birou la ora 4 dimineața, pentru a pune la punct tot planul de bătaie și să stabilim ce urmează să facem în ziua respectivă. Câteva ore mai târziu am fost anunțați că se pregătesc să aterizeze în România. A sosit primul avion militar și de la bun început ne-am dat seama că ceva nu este în regulă. Se deschidea trapa și imediat ofițerii lor au început să gesticuleze la modul descărcăm noi să nu se apropie nimeni. Soldații români au asigurat perimetrul. Grupul nostru de ofițeri a rămas în sala de așteptare în timp ce ei descărcau niște cutii imense de lemn învelite cu 2 rânduri de prelată militară de culoare verde. Unul dintre generalii lor ne-a transmis că în cutii se află un anumit gen de aparatură ultra-performantă pe care doar ei știu să-l folosească. Ne-au rugat ca imediat să formăm un culoar rutier pe zona București, Ploiești, Azuga Predeal, Sinaia și să avem grijă să nu existe complicații pe drum. Imediat am dat dispoziții în acest sens și am stabilit, fără să știe ei, 2 puncte de control în acea zonă. Am încărcat totul foarte rapid și convoiul a plecat cu mașina poliției militare pe post de deschidere. Având în vedere că era o misiune de risc zero, am ordonat soldaților să aibă încărcătorul plin și atenție maximă pe drum. Noi am plecat înaintea lor și cum am ajuns acolo, m-am deplasat la punctul de control, pentru a stabili cum urmează să împărțim echipele. La aproximativ 30 de minute după ce am ajuns în locația respectivă, am primit un telefon pe un canal închis din partea SRI-ului și următorul mesaj. Atenție la ce vor să facă pentru că este sinucidere curată. Misiunea era exclusiv a armatei române și îți spun sincer că și eu aveam emoții din cauza accidentului precedent petrecut în Bucegi. Ajunge coloana în zona unde trebuiau să descarce armamentul. Eu deja trimisesem echipele pe zona de monitorizare. Și în timp ce discutam cu ofițerii lor, mi s-a transmis că execută misiunea pe zona Padina, Bolboci, Valea Gaura. Din momentul respectiv am știut că în ziua respectivă urmează să se petreacă ceva extraordinar de urât. Cam la 2 ore după ce am început pregătirile efective pentru exerciții, am primit un mesaj de la echipa operativă. Și mi s-a transmis că pe platoul de lângă Sfinx sunt 6 indivizi cu stații de emisie recepție în mână și vorbesc în limba ebraică. Am dat ordin ca să fie ținuți sub monitorizare atentă și din păcate ofițerii noștri nu aveau la ei aparatură pentru captarea sunetului în mediul ambiental și în această cauză nu am putut intercepta ce vorbesc.
Eu am rămas la punctul de control pentru a coordona echipele operative trimise pe teren, în timp ce ei au plecat să încarce elicopterele cu aparatura adusă din Israel. Sunt peste 30 de mărturii scrise identic. Soldații și ofițerii, unii dintre ei fiind cu mintea aproape pierdută, mi-au relatat identic următoarele lucruri. Am ajuns acolo și singuri au încărcat elicopterele, în timp ce noi monitorizam zona cu atenție. Când s-au ridicat în aer, pământul a început să se cutremure ușor. Și nu am dat importanță foarte mare acestui lucru. Am spus că totul vine de la vibrațiile de la elice. 5 secunde, 10 secunde. Oricum, un interval de timp foarte scurt și dintr-o dată pământul a început să se cutremure la modul cel mai serios cu putință și ne-am speriat, am spus că este un cutremur foarte puternic. Vântul a început să bată cu putere și habar n-am avut când s-a transformat într-un taifun și majoritatea dintre noi am fost aruncați la pământ. Locotenentul are capul spart în 4 locuri din cauza că s-a lovit de niște rădăcini în cădere. Deasupra copacilor au apărut câteva sfere de culoare albă, ce păreau încărcate electric și imediat au început să se mărească cu repeziciune și să capete formele unor bătrâni îmbrăcați în haine albe. S-a auzit ca un tunet, muget, vuiet, ceva foarte puternic a urlat ca un șuierat de vânt într-o română perfectă. Ce căutați în pământul străbun? Unii dintre noi spun că au văzut destul de clar o mână imensă, ceva fantomatic ca un abur, cum a apucat elicopterul și efectiv a dat cu el de pământ. Habar nu am cât a durat totul. Minute sau secunde nu putem să ne dăm seama, dar am văzut elicopterul la pământ și din el se scurgea ceva ca un metal în stare lichifiată și trupurile erau carbonizate, unele dintre ele făcute cenușă. În haosul creat, ofițerii au început să urle și să amenințe că cine se ridică de jos este împușcat fără somație. Unii dintre noi au leșinat, alții au început să vomeze foarte puternic, o atmosferă generală de haos și panică. Ne-am apropiat cu atenție de elicopter și tot ce fusese înăuntru se transformase într-o masă lichidă de metal. Când am primit știrea despre prăbușirea elicopterului, am pus mâna pe telefon cu linie închisă și imediat am contactat echipa operativă din zona Sfinxului. O jumătate de oră am încercat fără să primesc niciun răspuns. Am format o echipă de 3 oameni, eu, colonelul și majorul. Și în cea mai mare grabă am plecat după ei. Am căutat ore în șir. Am dat ordin ca să vină soldați acolo și nici până ziua de astăzi eu nu pot să-mi dau seama cum au dispărut 10 oameni de pe suprafața pământului. Ultimul mesaj primit de la ei, scos de pe bandă și pus între probe, a fost: sunt foarte agitați și monitorizează zona prin binocluri. Ceva se întâmplă aici. Noaptea, cam pe la ora 12:50, au sosit la fața locului 2 mașini negre de tip Jeep cu 8 oameni care se recomandau ca divizie specială în cadrul SRI. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe generalul X din cadrul SRI-ului și el mi-a confirmat că sunt oamenii lor. Unul dintre ei, un colonel foarte sureșitat și speriat, mi-a spus: de ce mama dracului i-ați lăsat acolo? Știați bine ce se întâmplă și că nimeni nu se putea apropia. Pe la 6 am pus la punct rapoartele despre misiune, separat de israelieni, și o comisie specială a colectat tot ce însemna raport scris, probe audio și înregistrări din noaptea respectivă, după care ni s-a spus că totul se încadrează la ultra-secret de stat. Am semnat declarațiile respective și cam asta a fost. Ulterior am aflat că soldații au fost puși să mute rămășițele elicopterului la o distanță de 10 km pentru a nu coincide cu zona unde se prăbușiseră alte elicoptere cu mai mulți ani în urmă. Sunt om în vârstă, am zeci de ani în armata română. Am participat la sute de misiuni internaționale, dar ai cuvântul meu de om că din ziua respectivă eu mi-am schimbat efectiv percepția asupra lumii. Și nici în ziua de astăzi creierul meu nu poate procesa că așa ceva s-a întâmplat în realitate. Am mers la zeci de mănăstiri, preoți și duhovnici, țihaști și pusnici, dar niciunul nu a știut să-mi explice ce s-a întâmplat acolo. Mai este de amintit faptul că luna octombrie, anului 1987, cabinetul numărul 1, Nicolae Pleșiță, îi spune lui Nicolae Ceaușescu: să-i ferească dracu pe ruznaci și americani să scoatem din pământ ce trebuie. Pleșiță a fost primul comandant al diviziei speciale Umbre peste Carpați, pusă la punct în anul 1978, după trădarea lui Mihai Pacepa. În luna decembrie anului 1989, ziua 19, ora 13, am fost la un pas să declanșăm apocalipsa pe întregul glob și să trimitem omenirea la nivel de epocă de piatră. Și mulți care lucrează în ziua de astăzi prin SRI nu înțeleg sub nicio formă că anumite lucruri trebuie să rămână așa cum sunt. Aceasta a fost declarația generalului aflat sub protecția anonimatului. Dragi prieteni, se ridică mai multe întrebări legate de zona în care a căzut elicopterul. Este o zonă foarte interesantă, cunoscută din vremea dacilor cu fenomene paranormale.
Se spune că pe acolo ar exista o intrare în celebra gură de raia Bucegilor. Apoi mai există niște întrebări legate de prezența în zonă în acele zile a unor tineri izraelieni paranormali, aflați în zonă, care se pare că au luat contact cu locul accidentului înaintea autorităților, care, după cum știți și sunt informații publice, le-au trebuit 20 de ore, bineînțeles, spre a descoperi epava. Întâmplător, tabăra adevăra a tinerilor para-izraelieni se afla la 15 km de locul în care survolau zilnic elicopterele izraeliene. Ar fi multe de spus aici, dragi prieteni, dar interesant este faptul că după ce a fost găsită cutia neagră, a fost trimisă în Israel, de parcă acolo s-ar fi întâmplat accidentul. De parcă autoritățile izraeliene erau responsabile de accident și ele conduceau investigațiile. 2 ani mai târziu, în anul 2012, tot întâmplător, aflăm din informațiile Yahoo că izraelienii au cumpărat un teren de 188 de hectare în apropierea vârfului Nucet, pe care intenționează să ridice 5 pârtii de schi, snowboard și sănuși, peste 200 de pensiuni, 30 de hoteluri, 3 patinoare și centre comerciale. Lucrările la stațiuni vor începe în maxim un an de zile, afirma presa Vremei. Să ne amintim, prieteni, că locul accidentului este colții țapului, deasupra poenii Guțan, situată în partea vestică a masivului Bucegi. Cea mai apropiată localitate este Moieciu de Sus, iar accesul în Poiana Guțan se face pe drumul de căruță care pleacă din Simon Bran. Exact în acest areal se află celebra gură de rai. E vorba despre o pantă cu o suprafață de aproximativ 1 km² unde se manifestă o anomalie magnetică atipică, după cum o definesc specialiștii, zonă care are efecte benefice uluitoare asupra organismului uman. Dragi prieteni, închei prin a vă spune că este știut încă de pe vremea lui Ceaușescu că s-a manifestat un interes deosebit față de zona munților Bucegi, mai exact de aceea zonă care acum a fost cercetată și se pare cumpărată de izraelieni. Se formase un departament zero. Printre misiunile executate de aceste unități para, se numără nu întâmplător cercetarea extrasenzorială a munților Bucegi, rapoartele indicând zone energetice deosebite precum și existența unei galerii subterane imense, ce unește mai multe peșteri din Carpați. Mai mult, în apropierea vârfului Omu a fost identificat cel mai important centru energetic informațional natural al planetei. Cu alte cuvinte, o zonă considerată sacră încă de pe vremea lui Burebista, declarată strict secretă de Ceaușescu, este acum dată spre exploatare altora. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să-i dai un like, abonează-te la canalul Adevăruri Secrete dacă vrei să fii la curent cu alte documente incredibile, ne poți susține activitatea făcând o donație, găsești un link în descriere cu contul nostru de Revolut sau lăsând o super mulțumire sau devenind efectiv membru oficial al canalului Adevăruri Secrete. Până data viitoare, dragi prieteni, toate cele bune!